Sănătate și bine a revenit printre martorii cripto la ediția de seară a știrilor Pescu din lumea criptomonedelor. La audierea de apel în cazul SEC versus Libri, judecătorul a fost de acord că vânzarea monedelor LBC pe piața secundară nu constituie că moneda este o securitate, iar comunitatea îl numește un mare câștig pentru cripto. Un răspuns favorabil ar putea fi stabilit și în procesul SEC versus Ripple pe baza hotărârii luate în cazul Libri. Ripple a vândut monede XRP în valoare de 226 milioane de dolari în trimestrul 4. D-Money, unul din partenerii Ripple, își unește forțele cu Visa pentru a cuceri piețele de miliarde de dolari din Thailanda și Australia. XRP Labs va permite plățile QR în magazine de vânzare cu amănuntul pentru utilizatorii portofelului Zoom. Ledgerul XRP poate primi un nou standard NFT la doar câteva luni după ce l-a acceptat pe cel precedent. XRP Toolkit este acum acceptat de providerul de domenii Web3 Unstoppable Domains. Cardano investește în platforma bancară digitală Boundless Pay pentru a scala plățile internaționale pe o piață de miliarde de dolari. Jocul și piața bazate pe NFT-urile Sorare a încheiat un parteneriat cu Premier League într-un acord de licență pe mai mulți ani. BlockFi a primit aprobarea să-și vândă echipamentele miniere cripto pentru a plăti din datorii. Hong Kong nu va tolera monedele stabile algoritmice în noile reglementări. IFDC First Bank colaborează cu Amazon pentru a lansa plățile CBDC. Wall Street vine pentru criptomonede, spune Gary Cordon. Cam atât în ediția din seara asta, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.